Vă salut și bine ați venit pe canalul meu. Sunteți la Pomicul Analban și în acest tutorial vreau să vă vorbesc despre o lucrare necesară de făcut înaintea intrării la tratamentele de toamnă-iarnă. V-am spus că este o lucrare importantă pentru că cu ajutorul acestei lucrări, odată făcute, eliminăm o parte importantă din dăunătorii pregătiți pentru iernat, adică cei care urmează să iasă în primăvară la lucru. Am vorbit noi în alte tutoriale, o mare parte din insecte mor cu ocazia gerurilor de iarnă, dar o mare parte rămân. Și rămân depozitate, adică se pregătesc pentru iernat, o parte sub formă de ouă pe lăstarii tineri, o altă parte sub scoarța pomilor, acolo unde scoarța este îmbătrânită, crăpături, fisuri, depuneri de tot felul de elemente. Acolo sunt ele depozitate pentru iernat și o altă parte importantă se află în sol la o adâncime de circa 10 cm. Și am spus și cu alte tutoriale că săpatul, filmul de aici, săpatul în jurul pomilor se face toamna înainte de a intra în iarnă, adică înainte de a veni gerul, ca să poată să prindă gerul afară larvele care sunt pregătite pentru iernat. Dar în acest tutorial vreau să vă prezint această lucrare de curățire a scoarței sau de răzuire a scoarței pomilor. Este o lucrare foarte importantă, dar puțină lume dă importanță. Deci este importantă pentru că eliminând o parte din aceste insecte care iernează aici, în scoarța pomului, vom avea tratamente mai puține. Deci tratăm pomii pe ramuri cu substanțele care le-a recomandat în tutorialul de aici de tratamente toamnă-iarnă. Strângem o parte din larve sau din ouă depozitate aici sub scoarța pomilor îmbătrânite, scoarța îmbătrânită a pomilor. Distrugem și odată cu răsturnarea solului și atunci în primăvară, în vară, vom avea mai puține insecte, atacuri mai slabe și vom folosi substanțe mult mai puține în comparație cu un pom neîngrijit înainte de tratamente. Așadar, prima dată pregătim pomul ca să nu avem probleme de tratament, adică vedeți acest lăstar care au dat mai din tulpină, mai jos. Ăștia nu fac producții grozave. Vor fi fructe slab colorate, fără arome, pentru că sunt umbrite de coroana pomului și atunci le eliminăm ca să avem acces și la tulpină și la ramurile principale, adică să avem acces cu substanțele pe care urmează să le folosim pentru tratarea respectivă. Deci prima dată scoatem tot ce este lăstar pe tulpină în partea de jos care nu ne este de folos. Și folosim o foarfecă, ce avem noi acolo, un ferăstrău sau o foarfecă de mână. Eu folosesc o foarfecă eretică ca să rezolvăm treaba mai ușor. Și cu asta, basta. Acum, venim la operația despre care vorbim noi. Și o să iau o altă cameră să ne apropiem mai bine, să vedem despre ce este vorba aici. Vedeți, aici avem un cais care are vreo 15 ani. Scoarța este destul de îmbătrânită, vedeți? Cu tot felul de îmbătrânire a scoarței. Ea se exfoliază prin anumite poziții, se și exfoliază cu mâna ușor, vedeți? Sub această scoarță se pot depozita, uitați, aici deja am surprins una care umblă pe aici. Dar nu aia e periculoasă, cu toate că și aceasta e periculoasă. Mergem în continuare, mai scobim, să vedem ce se mai întâmplă pe aici, da? Vedeți? Poate focalizează, poate nu. Deja acolo avem afide care sunt pregătite pentru iernat. Uitați cum mișcă acolo. Deci așa arată viața sub scoarță. Făcând eliminarea acestei porțiuni de scoarță moartă, descoperim aceste insecte, ouă și larve eventual și după care facem un tratament. Dar până atunci eliminăm toată această zonă cu scoarță moartă, vedeți? Folosim un cuțit, eu folosesc acest cosor mai mare, pentru că îl folosesc mai ușor, vine mai ușor. El are o bătaie mai bună. Și dăm până ajungem la curat, vedeți? Unde avem zona netedă. Eu nu o să fac asta acum în față de dumneavoastră, tot pomul ăsta, toată tulpina. V-am arătat cum se lucrează. După ce am făcut această tulpină, peste tot luăm roată pomul, da? Facem curățenie pe toată circumferința tulpinii. Mergem și în continuare pe ramurile principale, pentru că și aici, vedeți, uitați, și aici avem tot așa exfoliați. Uitați aici, scoarță bătrână. Uite. Și aici avem depozite de insecte. Deci facem această curățenie și aici.
Și am spus, dacă avem situații în care o suprafață, să spunem așa, cât palmă, pe lățimea palmei și mai lungă, unde scoata s-a desprins de pe lemn, nu ca aici, s-a desprins după lemn, atunci toată bucata respectivă o decupăm, o dăm jos până la lemn curat, iar părțile laterale să fie vii, adică să fie scoarța verde, după care facem un tratament pe bază de cupru. După ce am făcut această lucrare, imediat pasul următor este să dăm cu tratament pe zona pe care am curățat-o și jos, unde considerăm noi că au căzut coji cu eventuale ouă sau larve care au fost depozitate sub scoarța respectivă. Deci avem pompa pregătită, asta am făcut și eu acum, și dăm tratament la scoarță, pe ramurile de schelet, pe toată circumferința, da? Lăsăm să trag un pic, după care revenim o dată, da? Lăsăm iar câteva minute și mai revenim o dată, deci intervenim de 3 ori cu aceeași substanță, să fim siguri că a absorbit bine, pentru că cu siguranță vor mai rămâne pe aici, pe undeva, ouă sau chiar larve de dăunători. Mai facem o dată. După ce am făcut tratament la tulpină, la scoarță, unde am avut o intervenție, chiar și în zone unde n-am avut intervenții, facem un tratament, tot așa de 3 ori intervenim, cu o substanță mult mai multă, jos, unde considerăm că a picat scoarță împreună cu ouă sau larve, deci facem un tratament, insistăm mai mult jos aici ca să distrugem ceea ce a căzut pe jos. După ce am făcut această lucrare foarte importantă, atunci venim cu tratamentele de toamnă-iarnă, că primul tratament de toamnă-iarnă. Chiar dacă ați făcut tratamentul, primul tratament, și n-ați făcut această lucrare, o puteți face acum, între tratamente. Eu am recomandat acolo două tratamente de toamnă-iarnă, dar puteți să faceți și 3 tratamente și 4 tratamente că nu dăunează. Sunt cele mai importante tratamente, dacă sunt tratamente de toamnă-iarnă făcute corespunzător. Și în primăvară, înainte de floare, tratamentele de vară vor fi mult mai puține și pomul va fi mult mai sănătos. Așadar, dacă v-a plăcut acest tutorial, dați un like și faceți o distribuție pe celelalte canale. La revedere și succes pe toată linia!